este materia primă. Un PPX udat care l-am găsit abia la Cluj, l-am comandat. Pentru aceste... Pentru protecția care facem între vizieră și frunte. Uh-huh. Iar viziera efectivă o facem din folie de laminare pe care o laminăm la liber. Asta este folia. E cea mai simplă variantă, cea mai ieftină și cea mai rapidă. Așa. Deci tot ce am făcut zilele astea am improvizat. Pentru că altfel nu... Care se da, 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 da. Când le făceam înainte din burete, am avut altă tehnologie de a tăia acel burete, cu un farfec electric. Magnetofonul. Pentru că fiind cantitate foarte mare, cei doi aici trebuie îmbinați și se pierdea foarte mult timp. Aici le dai îmbinați. Da. Se îmbină prin rolul acesta. Un trag. Aceasta e distanța potrivită. Așa l-am dat. Cu bandă dublă adezivă, cu capsare, folie, ei se face ansamblarea produsului. Deci oricine ar putea să facă lucrul ăsta. Fără la treabă. Astea sunt cele mai simple, de asta doar ea face. Restul toată lumea ne focusăm pe... combinezoane. Negru? E un blomarin, da. E mai... mai serios. Mai serios. E un pic mai scump. Și asta este un alt tip de material. Foarte. Și asta? Asta e cel era inițial. Da, cu asta am început. Deci trei tipuri aveți acum. Asta și cu da. Da. Și asta e cel mai subțire. Cel mai subțire și se pare că ar fi și cel mai potrivit. E și mai scump. Da. Mai pentru... Cât este ăsta? Ăsta e 85. Ăsta 85? Ăsta 60. Și astea au rămas 50, dar urmează tot 60, că s-a mărit. În continuare sunt niște prețuri. Da, cred. Dar nu, sunt încă mici. Normal. Avem la UV puse pe acolo. Haideți să vedem până la treabă. Cum le sterilizăm. Măcar o oră. După ce le-am spălat, după ce le-am călcat, le mai ținem o oră și aici. Și după aia le dăm clienților. Spălate, le-am dezinfectat și spălat lampa UV astăzi. Astea au fost aduse ieri. Da? Ei vor veni... Și dacă le aduce seara, în cât timp pot fi? În a doua zi. A doua zi? Da. 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 Și în câteva ore. Sunt peste tot semne cu dezinfectare. Aici vor intra. Combinezoarea folosită aruncă aici, direct la spălat, cu multe unică folosință le aruncăm. Și i-am anunțat să nu mai lase vizierile aici, că ar trebui să și le ia acasă. Da. Da?